cu domnul primar să citească dispoziția de convocare a comisiei. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 50 din 13 februarie 2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, din data de 17 februarie 2018, orele 9, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliu. Proiectul ordine de zi este următor. Punctul 1. Proiect de ordine de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești. Pe anul 2018 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău. Acord. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea priorităților, obiectivelor și planului de acțiuni privind dezvoltarea economică socială în anul 2018. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Și punctul 4, divers. Deci, supun spre aprobare proiectul ordinii de zi. Permiteți-mi un pic să fac observații. Mai trebuie adăugat un punct pe ordinea de zi. Alegerea viitorului președintei de ședință. Da, da, da. Se schimbă din nou, da. Da, reprezint Comisia pentru Drepturile Cetățenilor, administrații publice și juridică. Și trebuie să supraveghez chestiile astea. Alegerea noului președinte. Da. Alegerea un nou. Eu nu eram sigură, da. Am adus anume după aia. Da, trebuie și acest punct. Se face numai prin hotărâri din Consiliul Local. Da, alegerea și punct spre aprobare, proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abținere. În unanimitate s-a aprobat ordinea de zi a ședinței. Pentru început, supune spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. S-a votat în unanimitate procesul verbal de la ședința anterioară. Trecem la punctul 1 pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuielile Comunei Bârsănești anul 2018 și încheierea exercițiului bugetar al anului 2017. Inițiator, domnul botezat Ugerul, primarul comunului. Nota de fundamentare a bugetului local de venituri și cheltuielile al Comunei Bârsănești de sub Bacău pentru anul 2018. Proiectul bugetului Comunei Bârsănești de anul 2018 a fost întocmit ținând cont de prevederile legii finanțelor publice locale, numărul 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii numărul 2/2018 privind bugetul de stat de anul 2018. Decizia șefului agenției AGFB Bacău, numărul 1/2018, privind departizarea pe unități administrative teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale prin adresa numărul 111 din 10.01.2018, decizia șefului AGFP Bacău, numărul 4/2018, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, prin adresa numărul 118 din 16 ianuarie 2018 și adresa numărul 144 din 31 ianuarie 2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2018. Adresa numărul 339 din 16 februarie 2018 a Consiliului Județean Bacău, prin care ni se comunică repartizarea sumelor pe trimestre pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019 și 2021, conform hotărârii Consiliului Județean din 16 februarie 2018. Venituri prognozate pentru anul 2018 provin din venituri proprii care se vor încasa din funcție în funcție de termenii de plată, respectiv 31 martie 2018 și 30 septembrie 2018, care sunt denumire indicatori și prevederi. Venituri total din care
4.969.000 de lei. Impozitul pe venituri din transferul de proprietate, capitolul 03, 18, 5.000 de lei. Cod... Vreți să vă știți toată? Deci atât ce putem să vă spunem, că ieri ne-a venit de la Bacău 295 pentru proiecte și 111 pentru drum, întreținerea drumului. În rest, în tabele sunt toate sumele. Deci asta e singurul lucru care nu erau trecut, că ne-au venit ieri la 1 jumătate. Adică 111.000 pentru drumul, din care i-am împărțit pentru folosirea întreținerii drumului, nu mai știu cât am băgat în loc. Parcă 25.000, da. Așa și... Probabil sumele merg direct la bugetul de investiții sau de dezvoltare. La 295 ele merg la investiții, ele nu. Bine, ele au venit cu dedicații și ele și ele. Alea la 295 la investiții. Înscrie la cuvânt pentru din față. Aș vrea să știu cât este excedentul bugetar în total acum? Cum? Excedentul bugetar, cât este în total acum? Deci acum discutăm de la anul la sfârșitul anului trecut. Da, la anul la sfârșitul anului. Păi am văzut că pe anul ăsta, dar cel din urmă numai, cât asta a mai rămas? Acum am văzut că 134 ce rămas de anul trecut, dar ce e mai bine din urmă? Cu 34 de ani. Nu, la încheierea exercițiului bugetar 2017 este în sumă de 134, nu știu cât. Pe anul trecut. Asta e excedentul pe 2017. Domnule Ionachi întreba de vechiul excedent care există deja stocat, probabil la nivel de județ. Ăla vechi care tot discutam noi, îl tot dezbăteam anul trecut. De ce ăla probabil trebuie să se facă referire? Oricum, anul ăsta se duce. Puteți să spuneți unde se folosește? Deci, cam în jur de 20 de ani s-a costat drumul de la Caracol, după ultimele analize făcute de asta expert. Deci, expertul a fost pe teren, cum a zis, singură, dar să putem face investiția, cam atât ajunge. E un kilometru și ceva care trebuie decopertat până la 80 de centimetri, 70-80 de centimetri scos, băgat din nou piatră, tot făcut. Așa, și restul cobor. Dar cam un kilometru trebuie decopertat de tot. Că e zona mărșinoasă și nu merge. Ca să primi investiția, să fie viabilă. Iar diferența o să meargă la arbre. Da, mai aproape 2 miliarde. Nu, e mai mult, că sunt 29 de miliarde. Nu, așa ne-au 29 de miliarde. Da, 29 de miliarde. 29 sau 29? 29. Adică am ajuns de 9 miliarde. Nu vedea pe parcurs, dar nu mi se pare ok, pentru că s-a vorbit clar că o să va împărți echitabil suma din excedent. Păi, dar nu putem face pe ăsta dacă nu. Trebuie să ne gândim exact. Dacă vine să apucăm să o facem. Ne apucăm să o facem. Păi atunci la anul o să se strice drumul la Brătești. Și atunci albele o să rămână dacă rămâne de la... Deci nu, chiar voi fi foarte de Brătești, nu știu dacă o să strice. Din cauza nu se poate drumul. Deci s-a vorbit clar și am avut și susținerea colegilor mei că a spus că o să se împartă echitabil suma care este din excedent, albele și Caraclău. Acum îi ducem toți către Caraclău să reparăm ceea ce a fost făcut. Nu mi se pare corect. Eu așa se mi-e, așa s-a discutat. Nu s-a, eu știu clar, și colegii da. Poate confirma da. Că se împarte echitabil. Suma din excedentul bugetar se va împărți echitabil pe Caraclău și Albile. Atunci dacă mergem pe remedieri și atunci Albile nu o să mai ajungă niciodată să-și facă nici măcar o palmă de asfalt. Deci eu mi-asum opinia care am spus-o în Consiliul Local. Da, așa este, am susținut ideea ca și satul. De asta am observat chestia asta. Păi dacă ducem 20 de miliarde și atunci Albile o să rămână tot ce rămâne resturi, nu o să facă niciodată. Deci am și eu ne-am exprimat. Mi se pare că nu e corect. Chiar nu e corect deloc. Satul Albele, dar nu numai. Trebuie să ne gândim la investiții pentru toate satele comune. Că așa este echitabil și corect. Că am spus-o și am să o repet. Toți cetățenii plătesc taxe și impozite, au dreptul la utilități toți cetățenii comune. Proiectele când se fac cu fonduri care vin, tot timpul primează cele pentru că Albele nu face punctajul și nu se cantrează, atunci dacă nici din investițiile personale, adică care sunt în comună, nu mergem o leacă către Albele, atunci Albele nu o să reușească niciodată să facă nimic. Și chiar nu mi se pare corect. La Caracol s-a făcut odată, faci și a doua oară, probabil păi, corect. A treia oară. Când o să mai prindem, nu știu când o să mai fie un excedent bugetar, că nu cred că o să mai prindem așa ceva curând, sau poate chiar deloc, și atunci stăm. Punctajul niciodată nu se încadreze că asta e situația și ăsta sunt legile și tot ce albele, ce facem cu el?
Reparăm tot ce se face și tot mergem în altă sală. Așa este, toată lumea spune că e caracol, dar... Stai pe loc, lasă-mă să termin eu. E vorba că drumul are 9 ani, de când este făcut. S-a dus tot și orice amânare duce la anularea drumului, efectiv. Îl facem ca de piatră după aia. Dacă nu se face acum, în ultimul moment, reparația, după aia nu mai avem ce repara. Deci, nu zic și eu, dacă nu se face acum la albă, atunci niciodată nu se face nici la albă. Vreau să știi, poate să prindem un proiect și la albă, poate și la albă. Deci, va zice, că nu o să prind niciodată nimica, nu. Bine, nu o să știi, da. Bine, asta e să o dărăm și aici, doare. Dar bine, nu, îmi face că ăsta nu este... Îmi face ceva la noi, îmi face să prind lecturi la interior la albă. Nu, dar nu mă știu, dar nu mă știu. Deci o să încerc să mai particip și eu la discuția asta. Ar trebui să nu facem, știu eu, niște diferențe sau să polarizăm așa satele cu tare, satele cu tare. Deci are dreptate și domnul Blănaru în ceea ce spune, dar totuși, dincolo de orice, trebuie să ne gândim la toată lumea. Deci eu am spus, cei din Albeli săraci încă împrâncismi, da? Nu este corect. Noi ceilalți credeți că în Brătești e aceeași situație ca și la Caracol, să știți. Tot drumul de la Brătești, DG116, pe o porțiune bine, de mai bine, de 3-4 km, e distrus. Bine, bine, azi, oana... bine, bine, eu am înțeles ideea, am înțeles, deci, aia, am înțeles ideea. Este spre neșansă sau poate spre bucuria noastră că este un drum județean. Că dacă ar fi fost un drum local sau comunal, cum îl denumim, să știți că și acolo ar fi trebuit investiții la fel ca și în alte locuri. Totuși trebuie să facem o chestiune echitabilă. Ca să fie mulțumiți toți cetățenii. Eu nu pot să zic acum că proiectele toate sunt bune, toate sunt beneficii pentru oameni, dar trebuie să fim într-o balanță așa cu toate. Eu așa spun. Da, dar acum trebuie să facem, deci rupem și pe ăsta rupem, nu facem nimic nici acolo, nu facem nimic nici aici. Trebuie să găsim, diferența care e până la anul, poate să mai prind, poate reușim, terminând cu Brăteștiul, poate mai prindem un proiect la anul, BNL ia și prindem altele și facem tot. Acum ce privește... Drumul ăsta leagă transportul în două sate, leagă Bârțănești. Deci transportul local se face Bârțănești la acolo. Nu mai degrabă eu jur pe gâză. Așa este. Degrabă aș treca drumul să-și facă drumul lor. Ce spune că nu pot vorbi? Așa este. Nu așa este. Dar a răspuns cineva. Cine ține brață, nu știu cine ține brață. Eu nu pot să mi-e mai ales. Brață, vine cu achilul, vine cu achilul. N-au ce face mai. Haideți să vorbim pe rând. Ceva sau când se hotărăște chestia cu excedentul. Acum, deocamdată, noi nu avem treabă cu excedentul. Excedentul stă acolo. Bine. Pentru alte capitoli, dacă mai sunt scris, sau supuneți prea aprobare. Supuneți prea aprobare proiectul de buget pentru anul 2018. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? S-a votat. S-a aprobat bugetul. Bugetul de venit și cheltuieli pentru anul 2018. Trecem la punctul 2 de finit. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și executarea activității de audit public la nivelul finanțelor județene Bacău și acord. În conformitate cu prevederile acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, obligațiile financiare necesare pentru funcționarea compartimentului de audit public intern se suportă prin bugetele locale ale entităților publice, parteneri, semnatare acordului de cooperare. În vederea asigurării desfășurării în condiții normale
activităților de audit public intern, vă rugăm să comunicați în bugetul, să cuprindeți în bugetul anul 2018 suma de 40.000 de lei, 40.000 de lei, reprezentând cheltuieli salariare, material și capital aferente a realizării activității de audit în sistem de cooperare, așa după cum rezultă din bugetul programat pentru anul în curs. Includerea în planul anual și multianual de audit va fi condiționată de confirmarea cuprinderii în bugetul aprobat pe anul 2018 la capitolul 51.20.19 a sumelor menționate. Dar sunt discuții la punctul 2. Eu vreau să fac o mică precizare la acest proiect de hotărâre. Da. Da, este benefic pentru că am aderat la această asociație. Singurul lucru care aș fi dorit eu ca să se îndeplinească mai eficient, atunci când auditorii fac acel raport de audit, să aducă la cunoștința Consiliului Local în forma autentică, deci mă refer forma autentică, ștampilat, semnat și cu toate măsurile care s-au dispus. Ni s-a adus la cunoștință anul trecut într-o altă ședință, dar s-au, deci, ni s-a prezentat așa într-o formă, zic așa, generală sau propusă doar de conducerea primăriei. Am dorit dacă se poate. Mi s-a prelucrat dacă mă într-un ședința care a fost... Poate a fost procesul verbal de la ăsta, de raportul la putere contul. Posibil, da. Deci, ideea este ca să ni se aducă acel raport de expertiză, de audit intern, să ni se aducă în formă autentică la cunoștința Consiliului Local. Eu cred că sigur o să fie și trecut prin hotărârii Consiliului Local ca să fie viat în trecut pe da, ca să avem și noi cunoștințe exact despre tot. Că ați văzut că sunt niște drepturi și obligații stabilite în acord, prin care efectiv se cere clar, ca să se aducă la cunoștința autorităților locale ca să, cu privire la tot ce se constată și să facă activități pentru îmbunătățirea și activităților viitoare. Deci, atâta e singurul lucru care o cer. Nu știu asta, dar eu am zis. Să ni se aducă la cunoștință forma exact cum ne-o prezintă auditorul. Da. Atât. Mai sunt discuții? Supun la vot punctul 2 de ordine de zi. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Nu sunt. S-a adoptat și punctul 2 de ordine de zi. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea priorităților, obiectivelor și planului de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială în anul 2018. Inițiator, domnul Botezatu Gelu, primarul comunii. Dăm cuvântul președintelui. În vederea adoptării unitare la nivel de județ, a dezvoltării economico-sociale a comunilor locale, vă transmite alăturat mancheta proprie. M-a încheiat priorității, obiective, plan, acțiuni pe anul 2018, curvenite de a fi analizată și fundamentată în strânsă corelație cu resursele financiare alocate sau atrase respectiv provenite din accesarea programelor de finanțare. După aprobarea de către Consiliul Local, alocarea urmează a fi comunicată instituției de efectul de subator atât în format electronic cât și electric, până la data electric, până la data de 23.02.2018, organizarea capacității administrației publice locale și orientarea strategică a acesteia pentru aprobarea sinergică a dezvoltării comunităților locale impune ca stabilirea obiectivelor, priorităților și acțiunea de dezvoltare să fie corelate cu reglementările directivelor Uniunii Europene, a politicilor guvernamentale și sectoriale, precum și cu filozofia programelor de finanțare în vederea realizării următoarelor deziderate. Consolidarea priorităților privind proiectele și de investiții publice și creșterea eficienței acestora, îmbunătățirea accesului la serviciile publice înregistrate, integrate, exercitarea infrastructurii de bază, diversificarea dezvoltării economice, creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, diminuarea ratei de abandon școlar, dezvoltarea învățământului terțiar, reducerea numărului populației expuse riscului de sărăcie, îmbunătățirea calității mediului
reducerea consumurilor energetice și folosirea resurselor regenerabile. La această situație avem cam și proiecte s-au făcut în comuna noastră și ar mai urma. Deci ei se referă la perioada 2017-2020. Da, eu... Dar, dacă se intră direct pe dezbatere, eu vreau să fac următoarea precizare. Tocmai ce ați citit, domnule primar. Priorități, obiectiv, plan acțiuni 2018, ar trebui ca toți să luăm la cunoștință exact și să, care sunt țintele, ca să nu folosesc termenul target, ca așa le spun ei. Eu am să-i ținte, că sunt român, să vedeți care sunt țintele urmărite în acest plan, da? Asta ar trebui să vedem. Deci, eu am să subliniez în mod deosebit creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, să o subliniez, care este plan țintă, și mai este, unul dintre ele, mai este reducerea numărului populației expuse riscului de sărăcie. Deci să avem în vedere noi Consiliul Local, dar nu numai noi, că tot toate structurile UAT-ului, care se este primăria și Consiliul Local, să milităm pentru aceste planuri țintă, să le spunem așa. Ar fi foarte bine. Bine, mai sunt și celelalte. Infrastructură și astea. Da, și mai sunt și celelalte. Uitați, iarăși un punct important și ca țintă în planul de acțiuni este diminuarea ratei de abandon școlar. Ar fi foarte bine să ne să milităm și pentru aceste aspecte. Atât am avut dispus. Alte înscrieri la punctul 3 de ordinație. Supun spre aprobare, aprobare punctul 3 de ordinație. Cine este pe el? Abțineri împotrivă? Nu sunt. Trecem la punctul diverse. Numărul cum este? Alegerea președintelui. La urmă, da. Facem alegerea președintelui. E mai simplu. Alegerea președintelui. Da, trecem repede. De ședință pentru următoarele trei ședințe. Propuneri. Sunt două grupuri de consilieri. Grupul PSD, grupul ALDE. Faceți propunere. În ordinea cine nu a fost. Ce nu a fost. Se termini. Dar nu știm cine n-a fost. Grupul consilierilor PSD face propuneri pe doamna Mihai Mirela. Dacă nu mai e celălalt. Ce mai este? Dacă nu sunt alte, supuneți la vot, normal. Deci propunerea ca doamna Mihai pentru următoare trei luni să fie președinte. Da, ea nu-i deacă, pe lor de cameră. Dar am arat pe lui trei trei câștiri. Nu se poate vota singur. Trecem la punctul diviente. Și începem să decapă celălaltul. Rugămintea mea către primărie sunt următoare. Să avem în vedere conform legii 1416, publicarea pe panoul primăriei a tuturor celor care beneficiază de ajutor social. Nu vă uitați așa ură la mine, că la articolul 8 e destul de clar. Primarul are obligația să afișeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social. Una la mână. Rog o analiză mai riguroasă a celor dosare.
Deci asta nu, nu că vreau să fie eliminat ajutorul social. Vreau ca ajutorul social să le ia acele persoane care într-adevăr îl merită. Nu acel tineret cu anumită vârstă, care îl ia și le face foarte bine să stea acasă. Nu. Deci rog o analiză mai riguroasă a acestui lucru. Pentru că vedeți că în toată legea asta spune destul de clar. Primarul are obligație și primarul va fi tras la răspundere. Deci, deci nu aparatul de specialitate, ultima semnătură e a lui. Eu știu că forțele de muncă eliberează la 6 luni o de asta, cum se cheamă, o adeverință prin care, dar vă spun eu că de multe ori ai făcut așa pe ochi frumos. Deci eu te asigur că din privința actelor care sunt de pe, la baza noastră, eu, eu n-am spus nimic. Deci nu-i inculp pe nimeni. Deci nici n-am, nu-i inculp. Deci singurul nici care, care poate să întrerupă ajutorul social, primarul este în cazul în care cel ce nu-i chemat nu vine. Deci îl penalizează 3 luni. Dacă nici în 3 luni nu vine, poate să-i... Nu zice. Deci eu nu spun să le tăiem ajutorul social, nu spun absolut nimic. Deci spun să se facă o analiză mai riguroasă. Pentru că ați văzut bugetul, de abia s-a reușit să-l punem, să-l punem în pagină. Și de ce să nu-l dau la aia care merită, într-adevăr. Bine, dar așa nu sunt banii la mine. Nu mă înțelegeți greșit. Am înțeles. Pentru că undeva la... Asta spune și de unde s-a alocat fonduri, că nu sunt așa. Deci nu. Scrie destul de clar la articolul 27. Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale. În principal, deci sunt defalcate. Da, și de bugetul de da, și de bugetul de. Deci rugămintea mea este o analiză mai riguroasă la celor vrăsare. Da. Și, într-adevăr, să se facă, dacă e posibil, lunar, un raport de activitate a celor care beneficiază de ajutor social, să vadă toată lumea că și-au făcut orele. Pentru că, nu știu, există un lucru. Da. Legea prevede destul de clar că trebuie să... să-și facă un anumit de ori în folos comunității pentru banii aia, să-și le facă. Deci înainte de vreau și puțin cuvântul pe acest lucru. Atât am înainte, discutat. Înainte de obișnuiță și eu am spus, ar fi indicat să încărcăm pe site-ul primăriei care este... Și nu uitați, și până la concept, tăi olea, că domnul Costel, ca să nu uitați. Avem site-ul primăriei, trebuie informați cetățenii că există acest site, trebuie încărcat bugetul, problema care a ridicat-o domnul Ane și alte informații de interes public încărcate frumos pe site și fiecare să aibă dreptul să-l acceseze. Și nu uitați, până la sfârșitul martie, suntem obligați să afișăm la vedere toate salariile funcționarilor publici. De la primar până la ultimul angajat. Deci trebuie făcute publici. Nu știu, nu mi-aduc aminte legea acum care prevede așa ceva, dar este obligatorie. Nu, este vorba de la votarea unui visar la afișul martie. Trebuie făcute publice datele să nu. Este o lege. Îmi pare rău că nu am căutat-o acum. Îmi pare rău, dar la următoarea... Pe chiar e foarte important. Da, să știți că aceste date trebuie făcute publice până la sfârșitul martie. Dacă o căutați, o găsiți. Stați adică de să nu confundăm cu obligabilitatea publicării în revisală. Nu, aia e altă treabă. Aia e altă treabă. Nu, nu. Eu de ceea ce cunosc, eu de ceea ce cunosc, domnul. Mă interesez, mă interesez, deci nu e nicio problemă. Eu știu că așa, pe lucrurile financiare, să dau caracter confidențial. Așa, și eu. Dacă dumneavoastră, este bine. Este bine să aibă... Până la următoarea. Și până la urmă și ce indemnizați din om și mai consilierii, și ce să arată, dacă nu este considerat... Nu știți de ce, pentru că în spațiu public se vehiculează niște sume care, vă spun eu, că nu sunt adevărate. În spațiu public. Și de ce să nu le dăm să vadă omul, bă, nu e adevărat, când mi s-a spus cineva că primarul are salariu de 85 de milioane. Că viceprimarul, că noi luăm 20 ceva de milioane. Bă, fraților, nu sunteți sănătoși la cap? Nu, toți. Da. Păi toți, domnule. Nu. De asta spun. O temă, hai să vorbim cu domnul da. Ane. Gata, am terminat. Domnul Ane. Eu tot același subiect vreau să-l ating, cel cu ajutorul social. L-am rugat și domnul primar să-mi dea un tabel pe sat cu fiecare cetățean care are câte ori are de făcut și îl puși la treabă. Și dat cu bucățica, faci 10 metri de șans, păi șansă fii, să-l decomaltezi, să dai drumul la apă, să... Da, da, asta însemna aia implicând să consilierii, că nu știu noi dacă putem reușim să acoperim ca să mergem la fiecare să-i dăm de aici până aici.
Da, verificați. Sunt aplicături acum de zăpadă, trebuie să fie eliminate. Nu contumă, dar. Și după aia, să ai bine. Nu se te impui. Nu se te impui. Tu, de exemplu, în cel mai rău caz, poți să spui, ne anunți pe noi și spui, băi, în zona cu tare. Și acolo, că ce se întâmplă prima? Permiteți-mi să intervin și eu la această situație. Deci, Consiliul Local nu are atribuții și vă știu. Dar n-am spus atribuții. Nu am spus ajutor. Deci ajutor am spus. Vă spun, uitați, acum răsfoiesc și eu ăsta. Și uitați aici, la articolul 36 din legea 215 atribuții Consiliului Local, să știți că nu avem aceste dar atribuții. Dar n-am zis atribuții. Nu doar ca informare. Ajutor. Doar ca informare. Hai, atât. Am spus doamna de acolo, că sunt de acord să meargă. Nu avem aceste atribuții în... Ajutor am zis. Sunteți în zonă, știți exact unde da, putem să dăm niște date. Eu poate trec pe informații. Da. Păi da. Ajutor, asta am zis. Aici trebuie, aici trebuie. Da, da, da. Informația. Da. Și ar mai fi a doua problemă. Am discutat cu domnul primar. Să facem ceva să ne ajutăm cu cei de la Elegiu. Să facem o leacă drumul la... Mergi, parcă mergi pe pârâu. Mă suna domnul primar săptămâna asta, că când se face timpul bun, da. Să-i dau tractorul ca să remota, ca să care niște balasturi în... Da, asta e. Să pună motorie. Da. Dar noi degeaba da. Zicem că e da. Drumul cât de cât e bun la noi la Agri. E, de la Poiana, de unde se termină asfaltul și până la pot, mergi, parcă mergi numai pe pârâu. Ai și da, timpul ăsta, bă, da, tractorului, dacă putem face lucrul ăsta, că trebuie. Dar ăsta ar trebui o înțelegere așa, fără să apel la cunoștința lui. Nu putem face asemenea lucruri, din punct de vedere legal. Haideți să discutăm mai în culise, ca să le folosesem asta. Cum să dai tractorul și... De la un alt părsănești la un alt elegiu. Cum se poate să faci așa? Unde ați auzit dumneavoastră? Dar haideți să fiți serioși. Haideți să facem un culisit chestia asta, da? Nu. Haideți să facem un culisit, e mai bine. Proferul. Ne expunem fără să vrem. Proferul de aici, proferul de aici, facem... Ne expunem fără să vrem, să știți. Prin drumul de la armele să facem. Dar... Altă posibilitate, noi nu avem de unde să... Domnul Lazar, nu putem să intervenim pe raza altei unități administrative teritoriale cu bunurile noastre. Nu putem da. Interveni. Albele nu vine de acolo. Da, facem un urmă. Să refeream la Elegiu, nu de la albele. Are să trebuie să... Domnul Burli. Dar problema cu luare legătura cu doamna directoare, clar că sala de clasă care e așa, copiii săraci nu mai pot să scriu, atât e de frig acolo, nu știu. O mai singură sala de clasă? Da. Sala de clasă la Brătești e... La clasa aia, unde sunt, era secția de votare. Deci săraci copii, pe frigul ăsta, cu care mai fost ăsta, nu mai putea scrie. O mai bine a sărbier, o mai făcut, o mai ăsta, noapte clasă, băi, calte, nu se poate, și acolo-i... Se fundă, dar nu, nu știu dacă... Nu știu, nu s-a existit. S-a legat cu, și cu corpul ăla de școală, acum să se facă bugetul și să pun un copă suplimentară la care plăcu, la fel, la care plăcu aceeași povestire. Și o să le dau ideea, să vedem, până la urmă, dar poate o să o fac. Le dă bani acum să-și mai ia o pompă și să pună pompă suplimentară. Mărințul, Barbața nu mai reușește pompa de la centrală să trimite căldura și până la urmă. Au să mai reduc la cealaltă care o referi. Deci, primul cel din clasă, e caz de nu se poate. Așa se întâmplă că care se aproape de centrală sunt alimentare. Am înțeles că le-a redus aproape la maxim pe alea. Deci, deja fluier, sau de aproape în calorifer, strângându-l și strângându-l. Dar nu reușește să ducă până acolo. Trebuie o pompă suplimentară. Și cum e? Păi și vedem acum, după ce, din săptămâna aia altă, ducă să-și cumpere o pompă, să pune instalatorul, să mai pună o pompă undeva, ca să fie da. Mai pe la mijloc, pe caseul. Da. Da. Domnul, la siguranța da. E o rezolvată, știi, nu? Deci era siguranța divină aia care sărea, care spunea de la public, cum ai sărit de atunci, nu înțeleg. Nu. Păi, dar era luată când ăsta. Așa. Eu atâta vreau să-ți răspund, ați vorbit cu domnul primar, problema cu curentul ăsta electric. Avecturi mari ori, o oră și lumina. N-avem ce face, că am pus tot pe fotocelule și fotocelula, dacă e murat tare, tare, tare afară, ea stă aprinsă până... Deci e vorba de bani. Da, nu e un consum foarte mare, problema e că
nu avem ce face. Am stat cu relei, ați văzut. Nu era luna să nu schimbăm releu. Și e destul de scumpușor un releu. Atunci ce am zis? Bă, să compensează cu diferența de celulă. Celula e foarte, e 380 de lei și are o durată mult mai mare de viață. Aproape de 3, 4, 5 ori mai mare decât un releu. Și la multe ședințe am discutat cu indicatoarele este pe drumul ăsta. Eu v-am spus, noi avem adrese permise către Consiliul Județean să facă indicatoare. Nu vor, noi am mai pus, ai văzut un suplimentar, am mai pus să mai început lumea din Moldova, toți să treacă din Bursăriești, da. Duc la Zrănic, duc la Comănești, duc la Târgograf, aici. Te întâlnești cu 3-4 mașini la rând. Da. Indicatoarele de vremea de pilot. Până se întâmplă, în minune, Dumnezeu este în catastrofă, atunci ar să vii să spun. Eu cam dacă îmi permiteți, apropo de asta, aici la Lupășcioaia, în curba acolo, acolo trebuie toaletizat să, ca să ai vizibilitate cât de cât. Dar e, cum nu-i toaletizat până despre așa? Dar tot, tot e periculos. Dar n-ai ce dar să ce faci asta. Am fost să tai să tăiem toate gardurile alea, să le dăm jos de tot și atunci avem. Dar tot mai intri conflict cu cetățeni. Ba, nu se poate interveni. Deci noi, ce limită de drum, de departe, de domeniul public, am toate. Acolo cel mai periculos, un metru am toate. Ideea este că acolo, pe lângă faptul că mai sunt arbori care cresc în spate, stabilizează și solul, eu știu, nu știu. Dar problema este că și, să zicem așa, poziția terenului cum este acum, deci vizibilitatea este redusă și datorită terenului, nu? Adică că este o ridicatură de pământ acolo, un debleu, cum se denumește tehnic. N-ai cum să vezi, e clar. Oricum, o să vedem acum, dacă tot, după ce facem bugetul, sunt vreo 2 bănuți la drumuri acolo, o să mai fac niște indicatoare cu niște restricții de viteză și o să le punem noi pe drumul județean. Da, dar vreau să le puteți pune fără aprobarea... Păi eu știu că noi, de exemplu, dacă eu am pus indicatorul fără ca el să dea aprobare, e ca persoană treaba. N-am eu ce căuta pe administrarea județeană. Domnul Stanciu, mai aveți? Lăsați termin, domnul Stanciu. Acolo era bunicul cu oglindă, mă doamnă. Fură ei indicatoarele oglinda, știți că stai acolo 2 săptămâni. Nici nu stai 2 săptămâni. Indicatoarele a spus, deci s-a pus pe găleana acolo jos. Are jos, da. Despărut cu tot. Cu tot țeamă. Cu țeamă, cu tot îți spăr. Dar și ăsta de sus am presia din luat, din Bătrânului. Brătește acolo. De sus și jos și jos. Da, ăla de localitate. Văd că ăsta aici pentru bine rezistă, că unul e în sat, celălalt e aproape în sat. Și rezistă. Ăla de pușesc lacului, văd că nu le-a luat. Dar se fură tare. Păi l-a luat pe ăla de la drum care e aproape la ieșire la Onești, a făcut dâmbul ăla, știi că ei Oneștiu a făcut dâmbul ăla de restricție de viteză și a pus și indicatoare. Unul deja l-a luat, l-a luat țeavă, o tras și de țeavă, dar cred că ăștia au pus și pentru ei și nu au reușit să o scoată, da? Nu se știe cât mai rezistă și țeavă. Okay. Da, s-a remediat problema, deci dacă s-a ridicat problema ajutorului social, uitați că la caracterul au făcut treabă, s-au curățat cei mărăcini pe marginea drumului. Așa. O problemă care a apărut și am sunat și domn primar și săptămâna trecută și am sunat și cu 2 săptămâni cu gunoi. Pe partea aia de la Mihai Pavel nu au fost deloc luna asta. Săptămâna asta. Săptămâna asta nu? Nu. Dar drumul era accesibil. Deci nu era gheață, nu era zăpadă, nu era nimic. Nesesă, dar era să topise. Deci putea să ducă lejer, să ducă cu după la mai da, da. Am avut și aici, nu știu dacă știți. Și oamenii pe bună dreptate, da, nu da. Mai veniți după bani la noi. Da. Și noi, haideți să-i chemăm un reprezentant de la ei aici. Haideți ca să-i luăm și noi un pic la întrebări cu ei, că și ei, imediat îi taie repede, nu vine după noi dacă nu plătim. Eu le-am explicat la oameni un pic, deci asta, pe stare, la drumul e pe lună. El nu crede, dar spune, luna asta e rău, săptămâna asta e rău, nu poate intra, bun. Săptămâna e la altă condiție, toată cantitatea pe perioada el. Vara nu că se înfuțește, dar iarna, dar mai nu a intrat săptămâna asta că nu a putut. Am avut aici, nu știu dacă știți, am avut o intervenție, s-o băga pe ulița asta la biserică, o scăpat un șanț ăla, de-am trebuit să aducem 2 tractoare de la Ilie Mihai și cu buldo nostru am ținut-o, că era pe ce să răstoarne. Și abia am scos-o de acolo, la un ce jumătate de zi ca să o scoatem. Știi acolo unde. Chiar în față la bă, asta de Moise, la... Și calitatea șoferilor. Nu, e și calitatea șoferilor, dar și zăpada e păcătoasă, a fost păcătoasă, apoasă, aluneca, nu, era păcătoasă. Și, na, trebuie să-i... Da, dar trebuia să facă, măcar cum a făcut acum 2 săptămâni. S-au dus, s-a angajat și urmicile au gulit. Da, acum nici măcar a dat, nu o să-i trimite.
pentru că ei imediat sancționează, știi cum, nu le plătești, imediat nu mai vin după. Ei, în caz de să întâmplăm o catastrofă, imediat o aruncă cu momentul, e funcționul local, nu îngheță mult drumul, noi am intrat și am făcut catastrofă. Așa este și cum spune domnul Bolan, depinde și de calitatea. Depinde și de calitatea. Depinde și de el, depinde și de starea drumului. Sunt mai mulți factori dacă e să analizăm, dar problema este că... Totuși, încalcă și ei obligați de stați. Deci nu te poți duce la om sincer, plătește. Uite, Mirela, ea e cea mai bună martor. La taicul de când nu e mai la noi pe acolo. Nu te poți duce la om ca să... Păi, plătește cu noi. Și oamenii caut tot mai motivi. Uite, nu știu dacă ai citit în acordul ăla care a fost în 2010. Normal, normal, noi cu belele la fiecare cetățean, am vrut noi ca fiecare cetățean să aibă cu bele. Ei știu ce scriu acolo. În zonele neaccesibile se pune container la intersecția de drumuri, exact ca la bloc. Și omul se duce cu sacoșa la containerul ăla. Deci nu trebuie să vină mașina până în poartă. Dar noi ce am zis? Hai că ne-am dus cu ăștia, băi nene, hai vedem cum faci așa aici, te ajutăm și noi, ne-am dus și matale, te faci cu spatele. Ca fiecare om să aibă cu bele. Domnul vice, na, eu așa este, aveți dreptate ce spuneți dumneavoastră în acordul sau în contractul. Așa este, cum spuneți dumneavoastră, dar vedeți dumneavoastră că în spațiul public nu este această informație care nu dați acum? Nu există eu această informație în spațiul public. Peste eu am discutat cu cineva care, asta știți că am discutat de foarte multe ori, am dezbătut problema asta lui. Toți consilierii sau poate chiar și din conducere, v-ați uitat puțin așa trunchea la mine. Dar vedeți că sunt probleme în continuare. Eu v-am spus că ușor să fie. Da. Pentru că nu se respectă în totalitate drepturile și obligațiile stabilite în contract și în acord. Nu se respectă. Înțelegeți? Da. Și cum spunea domnul Rămân, când partea beneficiară, adică noi, Oad Bârsănești, nu ne achităm de sarcini, ne se taie craca ca să folosesc termenul ăsta neacademic. Da? Ne termină, da? Plătiți, vă întrerupe așa. Când greșesc ei, noi trebuie să înțelegem. Nu este corect. Nu este corect. Nu este corect. Da. Asta este toată situația. Și eu câteva cuvinte, dar un pic diverse. Deci, noi Consiliul Local avem în atribuții bugetul Consiliului Local și o să ne gândim să părțăm echitabil, zic eu, excedent cealaltă de 22 de miliarde, să facă și ceva la Caracol, să facă și ceva la albele din trei, nu? Toți banii cu parte și în partea de la de divină. O să aveți în vedere și colaborați un pic cu întrebarea direcțiului pentru drumul de la Corma de Legiu până la asfaltul de la intrare în Antene. Și acum când o să iați, că o săptămână, două, când o să iați baza, să aveți în vedere statual de niște balasturi, mai ales încolo spre podul Zăbiunii, deci unii toate mașina de gunoi, acolo e, mai e o parte de vreo 50-60 de metri spre Bârsărești, spre Podeni, în funcție de gropi, o să fie grob multe, după ce se ia zăpadă. Da, la între Bemoni și Ștefan Pepu acolo. Dacă o să vină mașina, nu știu dacă o să... Trebuie niște balastru mare. Da, neapărat trebuie. Da, de la Dicăriu, de care este? Bolovanos. Da. Acum mai e o problemă. Bine, până la urmă o să facem noi. Deci lumea nu mai are un pic. E problema că fața porții. Asta curge de pe versant, tot acolo. Unii nu sunt cetățeni, dar unii sunt cetățeni și tot. Băi, în fața porții mele, un pic fac și eu, nu mai e. S-a terminat cu astea. Înainte știu că lumea mai ieșea, mai făcea, acum nu mai. Toată lumea așteaptă. Doamna, da. Da, dacă să îngheață un pic vremea, trebuie luat în vedere acolo cu șanțul. De la colț acolo. Știu. Nu mai intrat toată mașina acolo, ieșit tot de aici, nu știu scos. Da, știu. De la biserici, chiar la intersecție, la bani. La intersecția cu tine. Da, la mine. Nu poate să facă curva ei. Da. Dar nu mai strâm să... Să făcut mare și pe parte și pe altă. Și la mine. Deci acolo, nu știu, vă spun legal, până în momentul când noi nu facem procesul verbal de terminare a lucrării, ca să putem interveni noi, să presupunem că tăiem bara podului și acoperim căminul ăla cu un capac, ca să se poată trece peste el, dar până nu se semnează procesul verbal de terminare a lucrării, noi nu putem interveni. Din ce cauză? Că vine inspectorul cu statul în construcție, verifică tot. Și
Eu mă gândesc că nici după aia nu putem interveni pe o perioadă de 5 ani. Eu așa cred. Că e garanția care trebuie dată lucrării. Nu știu, domnul Georgescu, dar am consilia pe care aia. Nu a fost făcut cum a fost făcut. Nu știu dacă mai e să mai dezgropăm morții acolo. Păi știți cum a fost. Noaptea se făcea proiectul, ziua se turna asfaltul. Dar domnul Georgescu ar trebui să-i dea explicații dumneavoastră, că a fost consilier. Dar nu era PSD-ul, dacă să ne gândim, era PNL-ul la putere atunci. În 2009, cine era? Păi, vedeți că ați acceptat, domnul Georgescu, aveți grijă. 2009 era PSD. Știți ce se vor precederea în satul cu vizitări? Vă spun eu asta. În sat toată lumea spune clar. Domnul primar Nevasa e de la Caraclou, vicii primari de la Caraclou și de acolo se trage la toată. Când se uite la ședința asta, pe vezi ce a spus dumneavoastră, toți spun, vezi că unul telefon și spune, pe da, uite ce spun niște. Păi, și-au discutat oamenii ăștia, albile, dumneavoastră, i-a spus, băi, ar trebui să facem așa, să facem așa. Dar eu n-am spus că ați numit. Eu am spus că s-a făcut expertiză la drumul Caraclou și expert a spus așa, investiția se poate face numai așa, dacă preț, dacă nu, eu nu-mi dau girul. Ascultați. Ce vă zic eu. Deci asta se măciferea. Domnule, s-ar putea să pierde 10 de ani. Și dacă vă spun, deci dacă expertul nu pune ștampila aia acolo, la revedere, nu se poate face investiție. Domnul Vârla. Am văzut că se promovează ajutor social în grupul, dar trebuie să facem o parentează foarte mare. Trebuie să promovăm și tineretul care duce capul, care vrea să încească, care trebuie să deci mă uit la sport. Avem campioni la lupte, avem campioni la box, sunt vine și de lucru, dar nu îi ajutăm deloc. Nu. La fotbal să-i ajutăm. Deci trebuie ajutați și tineretul. L-ați văzut, am avut campion olimpic la lupte. Deja strada se va chema Vasile Pușcaș, e o mândria noastră. Haideți să-l ajutăm și tineretul să plece. Că avem tineretul spate, avem spate, poți, că le poți. Avem ce. Și ar fi bine să ne aplicăm și asupra lor, să-i putem ajuta. Nu numai cu cei putumăși. Ai și pe ești care vrea să încească. Vă mulțumesc. Da, eu am și două probleme de ridicat la puncte diverse. Una ar fi, cetățenii m-au informat că pe anumite străzi din satul Brătești, în afara celor asfaltate, nu prea se dezăpezește. Deci am primit o informație expresă. O să mă abțin pentru rațiuni de securitate, o să mă abțin a comenta. Deci am primit o informație la cetățeni că pe drumurile alea care nu sunt asfaltate din satul Brătești, să intervine mai puțin sau aproape deloc. Ar fi bine că... Da, o să vedeți acum. Eu v-am spus ce informații am primit de la cetățeni. Eu nu am fost să verific, v-am spus încă o dată când discutam mai devreme, nu există în competența noastră să verificăm aparatul de specialitate a primarului și... Da, înțelegeți? Eu vă spun informația care vine din spațiu public. Deci asta e informația inițială. Poate să fie. Eu nu pot să spun că e reală sau nu, dar am adus la cunoștință. Cum? Apropo de asta, când am fost acum cu dezepezirea, eram chiar la deal. Și a intrat Nea Gheorghi pe uliță. Deci se duce până la Fănică Arghelescu. Nu știu, n-am. Acolo nu poate să treacă. Că acolo, Doamne ferește, se răstoarnă. Știu, că acolo că e drum. Da, știu. Știu, sigur. Deci până acolo. Ați văzut cum a făcut. Da. Deci, pur și simplu, gardul vine drept aici și el a construit la un jumătate de metru de gard. Da, nu, eu nu pot să-i... Acolo îi, că știu că... Da, bine, că de ce nu vine și bă, dar nu poate să treacă, de înțelegi și tu. De partea e la altă, la domnul Angelescu. Nu de acolo era problema. Problema am înțeles că în altă... Pe voia au fost, eram acolo... Da, dar în fine, am spus, nu insist în această discuție, doar am ajuns la cunoștința... Am ajuns la cunoștința conducerii primării, cam astea informații circulă în spațiu. O altă problemă care vreau să... În ce zonă este?
Este pe ulița Boiculeștilor, dacă vreți. Da, a fost. A fost. Urcă cu sabă și o oară. Bine, probabil a fi fost ulterior, dar atunci când... Vă spun chiar în ziua. Deci vă spun și vă mai spun ceva. Oamenii vor în minutul 1 să fie peste tot. Nu se poate. Deci bine, trebuie să existe o înțelegere, clar, trebuie să înțelegem fiecare, da, corect. Deci sunt târzi, știu eu, o oră, două, trei. Prima oară desfacem centrele cu aprovizionarea magazinului și toate astea, școala, toate să fie. Căile de comunicație. Da, da, am înțeles, gata, am înțeles. Este o prioritate și în DSPZ. Da, asta e o altă prioritate. Spune așa, prima oară se asigură în timpul nesorilor, se asigură traseele principale, adică care da, domnul Gici, cunosc, cunosc. Eu am, încă o dată repet, este o informație venită din spațiu public, veridică, veridică nu este, da? Și pe asta am pus-o. A doua problemă care vreau să o ridic este despre Asociația Sportivă Bârsănești. După cum știți, în spațiu public a apărut tot felul de mesaje virulente la adresa mea, dar au trecut dincolo de mini persoană, s-a răspândit și asupra familiei, dar nu are importanță lucrul ăsta. Și vroiam să pun în discuție, cum să vă spun eu așa, situația juridică a acestei entități private sau personalitate juridică, nici nu știu ce obiect de activitate au, sau ce formă de organizare au. Deci, din ceea ce am înțeles și care și s-a prezentat și în Consiliul Local, sunt înregistrați cu sediul social în municipiul Onești. Da? Ca această entitate sportivă are dreptul și obligația să ceară fonduri de la primăria municipiului Onești, nu de, dați-mi voie, domnul, stați să vă explic. Pentru că jucătorii nu sunt numai din Bârsănești. Deci dați-mi voie să vă explic partea legală. Deci că tu plătești contribuții către primăria Onești și ceri fonduri de la primăria Bârsănești. Nu știu cum se poate. Este infracțiune. Este infracțiune, se cheamă infracțiunea de delapidare. Vă dau și răspunsul concret. Da, asta este prima situație. A doua situație. Nu știu cine a autorizat această asociație să folosească bunurile publice și private ale UAT Bârsănești, deci unitatea administrativ-teritorială a Comunei Bârsănești, asta înseamnă UAT, probabil știți, cine a autorizat să le folosească? Fără hotărâri de Consiliul Local. Că mie îmi spune clar în lege, tot ce se închiriază, concesionează sau se dă cu titlu gratuit, trebuie să treacă prin hotărâre din Consiliul Local. Cine a autorizat această asociație? Cu sediul în Onești. Dar nu are. Dar nu are nevoie. Pe cum? Folosește școala Brătești? Folosește terenul de la Brătești? Cum? Nu are nicio autorizație. Folosește sigla Comunei Bârsănești hotărâtă aici în Consiliul Local? Cine a autorizat aceste persoane? Așa e. Este o întrebare retorică. E o întrebare bună și retorică. E o întrebare retorică. Răspunsul am tot eu. Da. Tot eu am și răspunsul. Dar de asta vreau să spun. Deci, dincolo de mesajele care au apărut în spațiu virtual, le-am indicat legea educației fizice și a sportului, cu completările prin ordonanța de guvern care a fost dată în 2017, îmi permis să spun guvernul Grindeanu, îmi permis să spun. Acolo găsesc toate modificările, toate prevederile legale, în ceea ce privește ca ei să funcționeze, ca să răspândească în spațiu public. Tot felul de mesaje de-astea, eronate, dar cel mai mult false, cele mai multe false, nu este corect. De asemenea, așteptam o reacție și din partea autorităților locale, adică de la domnul primar și conducerea primăriei. Așteptam o reacție totuși, ca să le aducem la cunoștință. Le-am spus că bugetul, deci am explicat în spațiu virtual, bugetul nostru este foarte afectat de unele venituri și încasări. Vreau să le aduc la cunoștință pe calea asta și tuturor cetățenilor. Ar fi trebuit și din partea primăriei să aducă această, care o să vă explic imediat. Permiteți-mi, domnul Vici. Veniturile primăriei Bârsănești, nu a primăriei, a UAT Bârsănești, că în colaborare cu Consiliul, că aici sunt două instituții în clădirea asta, sunt din taxele și de concesionare pentru izlazul comunei, da, care este în sumă de 400.000 de lei aproximativ anual, nu? Deci astea sunt, ăsta e unul din primele venituri. Mai avem un venit care vine din încasările acestei clădiri, dispensarul uman, e o sumă modică. Mai avem venituri din taxele și impozitele cetățenilor, tot ce este în, pe raza comune, și mai venim de la guvern cu niște, mai primim niște taxe, adică niște încasări. Dacă cetățenii cred sau aceste entități sportive cred că din aceste sume de bani putem să distribuim, avem asistență socială, avem funcționare primărie, avem persoane cu dizabilități, avem o sumedenie de activități de surse care trebuie să le distribuim, dacă crede că putem face la, așa, după capul nostru, cum vrem și să lăsăm o altă categorie deoparte, ca să promovăm nu știu ce, să știți că e o mare greșeală.
Înțelegeți? Asta. Și vreau să fac această precizare ca să cunoască și cei care fac comentarii pe, în spațiu virtual și habar nu au despre ce este vorba într-un buget. De altfel, vreau să mai aduc la cunoștință, că știți foarte bine toți, și trebuie să lămurim și acest aspect, fondatorul, marele fondator al acestei asociații, că știți toți cine este, să manifesta de felul parcă noi nu avem nevoie de autoritățile locale, noi ne descurcăm singuri, prin sponsorii noștri. Cam așa se manifesta. Ce face acum? A ajuns la... să întindă mâna la autoritățile locale? Atunci a uitat? Aici este ideea. Eu am spus-o de atunci, dacă țineți minte. Da, mi-aduc aminte. Că la urmă se strânge cureaua. Păi se strânge. Așa cu totul. Dar dacă se aduce la... dacă li se spune și... Se strânge ca banc, neprevăzute care... Stați un pic, că mai vin vis-a-vis de această problemă, mai aduc în discuție o situație. După cum știți, a venit în Consiliul Local niște societăți cu energia electrică ca să aderăm la, nu știu așa. Mi-am oferit disponibilitatea să merg cu acel reprezentant de la una din firmele de energie electrică, nu o să-i dau numele, și am mers prin satul Brătești să vorbim cu cetățenii care vor să adere la această formă din, sau la furnizor. Întâmplător am văzut pe domnul Mazilu, dar nu era președinte dumnealui atunci, și am spus lui acel reprezentant, uitați, nu ați putea să sponsorizați. Da, stați un pic, l-am chemat și pe acel băiat și am discutat cu el. Uite ce spune această firmă. Vrea să vă să doneze sau să vă sponsorizeze cu două rânduri de echipament și material sportiv pentru antrenament, cu condiția dacă îl puteți ajuta și pe el să-și îndeplinească unele atribuții. De publicitate. Haideți ca să o spun concret. Da, așa este. Un număr de abonați. Un număr de abonați, da. I-am spus acestui om. Domnul a spus, uitați, eu am promis în fața mea și al domnul Mazilu că se va ocupa cu acest lucru. De ce nu a fructificat această oportunitate? Știți de ce? Probabil că v-am spus. Mentalitatea lor era că ei n-au nevoie de autoritățile locale, vă spunem. Și mai ușor de a vin ceva, să exact. Facem ceva pentru... Așteptăm să cadă din ce nu se poate. Și în altfel rând, știți că am mai discutat, că s-a mai prezentat. Domnule, ca să primiți de la noi fonduri, trebuiește făcută o formă printr-un act administrativ. Contract, știu eu, ceva, închiriere, concesionare. Trebuie făcut un act administrativ. Nu poți să dăm, domnule, luăm de aici și dăm, care vine pe stradă, dăm bani, că eu joc fotbal. Da. Nu se poate așa ceva. Da. M-am simțit obligat să fac această precizare, pentru că am fost atacat în spațiu virtual, fără drept. Deși situația legală, repet, legală, este aia care v-am prezentat. Atât. Mulțumesc. Doamna Mihai. Nu, mulțumesc, am spus. Vă rog, vă puteți clarifica.